De atunci, nu numai că dormeau împreună în pielea goală, schimbând mângâieri istovitoare, dar și începură să se urmărească prin toate colțurile și ungherele casei, să se închidă în cameră la orice oră din zi, într-o stare de surescitare permanentă, fără pic de odihnă. Puțin lipsi să nu fie prinși de Ursula într-o după-amiază când intrase în hambarul cu grâne, în clipa când ei începeau să se îmbrățișeze. O iubești mult pe mătușa ta? Îl întrebă ea nebănuitoare pe Aureliano José. El răspunse că da. Bine faci, încheie Ursula, care termină cu cântăritul făinei pentru pâine înainte de a se întoarce în bucătărie. Acest episod o smulse pe Amaranta din delir. Își dădu seama că a mers prea departe, că a trecut vremea când se juca dându-și guriță cu un copil, că era pe cale să se înfunde într-o patică tomnatică plină de primejdi și fără viitor, pe care o curma brusc. Aureliano José, care își termina atunci instrucția militară, acceptă în cele din urmă realitatea și se duse să doarmă la cazarmă. În toate sâmbetele se ducea cu militarii la stabilimentul lui Catarino. Se consola de singurătatea sa brutală, de adolescența lui prematură cu femei, mirosind a flori veștejite pe care le idealiza în întuneric și le metamorfoza în amaranta prin eforturi teribile ale imaginației. Curând după aceea începură să soșească știri contradictorii despre război. În timp ce însuși guvernul recunoștea progresele rebeliunii, statul major din Macondo era informat confidențial despre iminența unei păci negociate. La începutul lui aprilie, un emisar special se prezentă la colonelul Gerineldo Marquez. Îi confirmă că diriguitorii partidului au luat contact cu șefii rebeli din interior și că erau pe cale să încheie armistițiu în schimbul a trei ministere acordate liberalilor, a unei reprezentări minoritare în Parlament și a amnistierii generale a rebelilor care acceptau să depună armele. Emisarul aducea un mesaj strict confidențial al colonelului Aureliano Buendia, care nu era de acord cu clauzele armistițiului. Colonelul Gerineldo Marquez trebuia să aleagă 5 dintre cei mai buni oameni ai săi și să se pregătească pentru a părăsi țara împreună cu ei. Ordinul a fost executat în cel mai mare secret. Cu o săptămână înainte de proclamarea acordului, pe o furtună de știri contradictorii, colonelul Aureliano Buendia, împreună cu 10 ofițeri de încredere, între care și colonelul Roque Carnihero, debarcară liniștiți la Macondo după miezul nopții, trimiseră la vatră garnizoana, îngropară armele și nimiciră arhivele. În zor părăsise satul împreună cu colonelul Marquez și cei 5 ofițeri ai săi. Operațiunea a fost atât de rapidă și de discretă, încât Ursula nu află decât în ultima clipă, când cineva bătu încet la fereastra odăii ei și șopti: dacă doriți să-l vedeți pe colonelul Aureliano Buendia, mergeți imediat și uitați-vă o clipă la poartă. Ursula sări din pat și ieși în prag în cămașă de noapte, dar abia reuși să zărească galopul micii trupe de călăreți care părăseau satul într-un nor tăcut de praf. Abia a doua zi află că Aureliano José plecase împreună cu tatăl său. La 10 zile după ce o declarație comună a guvernului și a opoziției anunțase încetarea ostilităților, au sosit vești despre prima răscoală armată a colonelului Aureliano Buendia la frontiera apuseană. Trupele lui, insuficiente și prost echipate, au fost risipite în mai puțin de o săptămână. Dar în cursul aceluiași an,
în timp ce liberalii și conservatorii se străduiau să convingă țara de împăcarea lor, el aprinse alte 7 focare de răscoală. Într-o noapte, bombardări oacea de pe o goeletă, iar soldații garnizoanei drept replesarii îi smulseră din pas și împușcară pe cei 14 liberali, cei mai notorii din localitate. Timp de peste 15 zile, ocupă un post de vamă la frontieră, de unde adresă națiunii o chemare la război total. Una dintre expedițiile sale se rătăci în pădure timp de 3 luni, în cursul unei încercări nebunești de a traversa peste 1500 de kilometri prin ținuturi nepătrunse și de a proclama războiul chiar și la periferiile capitalei. Odată se afla la mai puțin de 20 de kilometri de Macondo și fusilit de trupele guvernamentale să se retragă în munți, foarte aproape de regiunea fermecată unde tatăl său descoperise cu ani în urmă scheletul unui galion spaniol. De atunci muri Visitación. Își îngădui să moară de moarte naturală, ea, care renunțase la un tron de frica insomniei, și ultima ei dorință a fost să se dezgroape de sub patul ei câștigul economisit în mai bine de 20 de ani și să fie trimis colonelului Aureliano Buendia pentru a putea continua războiul. Însă Ursula nu-și dădu osteneala de a scoate acei bani, deoarece în timpul acela urma zvonul că Aureliano Buendia își găsise moartea debarcând în apropiere de capitala provinciei. Anunțul oficial, al patrulea în mai puțin de 2 ani, a fost considerat adevărat timp de aproape 6 luni, deoarece în tot răstimpul ăsta nu s-a mai auzit vorbindu-se de el. Deodată, când Ursula și Amaranta îmbrăcaseră un doliu nou peste cel dinainte, sosi o veste neobișnuită. Colonelul Aureliano Buendia era în viață, dar, pe cât se pare, renunțase să mai hărțuiască autoritățile din țară și se aliase cu federalismul triumfător în alte republici ale Caraibilor. Apărea sub nume diferite, de fiecare dată tot mai departe de țara sa natală. Abia mai târziu avea să se afle că ideea care însuflețea atunci era unificarea forțelor federaliste din America Centrală în vederea lichidării tuturor regimurilor conservatoare din Alaska până în Patagonia. Primul semn pe care Ursula l-a primit de la el, după mai mulți ani de la plecarea lui, a fost o scrisoare mototolită și pe jumătate ștearsă care i-a parvenit din mână în mână de la Santiago de Cuba. L-am pierdut pentru totdeauna, exclamă Ursula citind-o. Dacă o ține tot așa, de Crăciun o să se afle la capătul lumii. Interlocutorul ei, care a fost prima persoană căreia îi arătă scrisoarea, era generalul conservator José Raquel Moncada, primar în Macondo de la terminarea războiului. Păcat că acest Aureliano, comentă generalul Moncada, nu e conservator. Îl admira cu adevărat. Ca mulți civili conservatori, José Raquel Moncada nu făcuse războiul decât pentru a-și apăra partidul și dobândise gradul de general pe câmpul de luptă, deși nu simțea nicio chemare pentru militarie. Dimpotrivă, ca mulți dintre camarazii lui de partid era antimilitarist. Îi considera pe militari niște derbedei fără credință și fără lege, intriganți și ambițioși, bun doar pentru a înfrunta pe civil și a semăna dezordine. Inteligent, simpatic, cu un temperament sangvin, plăcându-i să mănânce bine și pasionat după luptele de cocoși, fusese într-o anumită vreme adversarul cel mai de temut al colonelului Aureliano Buendia.
reușise să-și impună autoritatea asupra militarilor de carieră pe un sector larg al litoralului. Într-o zi, când conveniențele strategice îl constrânseră să cedeze o anumită poziție trupelor colonelului Aureliano Buendia, îi lăsa acestuia două scrisori. În prima, foarte lungă, îl invita să se unească cu el în vederea unei campanii comune pentru umanizarea războiului. A doua scrisoare era pentru soția sa, care locuia în teritoriul liberal, și o lăsă cu rugămintea de a o face să ajungă la destinație. De atunci, chiar și în cursul celor mai crâncene bătălii, cei doi comandanți organizară întreruperi ale ostilităților pentru a proceda la schimbul de prizonieri. În timpul acestor pauze domnea un fel de ambianță sărbătorească și generalul Moncada profita de ele pentru a-l învăța pe colonelul Aureliano Buendia să joace șah. Deveniră prieteni buni. Au ajuns chiar să întrevadă posibilitatea de a coordona elementele populare din cele două partide pentru a pune capăt rolului hotărător al militarilor și al politicienilor de profesie și pentru a instaura un regim umanitar care să folosească ceea ce este mai bun din fiecare doctrină. După încetarea războiului, în timp ce colonelul Aureliano Buendia dispărea în ascunzișurile subversiunii permanente, generalul Moncada a fost numit judecător în Macondo. Își îmbrăcă din nou costumul civil, înlocui militarii prin agenți de poliție neînarmați, impuse respectarea legii cu privire la amnistie și veni în ajutorul câtorva familii ale liberalilor căzuți în luptă. Obținu ca Macondo să fie ridicat la rangul de municipiu. Deveni astfel primul lui primar și creă un asemenea climat de încredere, încât nimeni nu se mai gândea la război decât ca la un coșmar absurd al trecutului. Părintele Nicanor, extenuat de febra hepatică, fu înlocuit de părintele Coronel, pe care îl porecliră Cățelandrul, veteran din primul război federalist. Bruno Crespi, căsătorit cu Amparo Moscote și al cărui magazin de jucării și instrumente muzicale nu încetase să prospere, amenajă un teatru pe care trupele de actori spanioli îl incluseră în itinerariile lor. Era o sală mare descoperită cu bănci de lemn cu speteze, cu o cortină de catifea ornamentată cu măști grecești și cu trei ghișee în formă de capete de leu, prin ale căror guri căscate se vindeau biletele. Tot în vremea aceea a fost reparată clădirea școlii. Conducerea școlii a fost încredințată lui Melchior Escalona, un dascăl bătrân adus din ținutul mlaștinilor, care îi obliga pe școlarii leneși să umple în genunchi prin curtea plină de pietriș și le dădea să mănânce adeiute gura livilor, având consimțământul tacit al părinților. Aureliano al II-lea și José Arcadio al II-lea, gemenii capricioși ai Santei Sofia de la Piedad, au fost primii care s-au așezat în sala de clasă, înarmați cu tăblițele lor de ardezie, având condeele de ardezie și cănițele de aluminiu gravate cu numele lor. Remedios, care moștenise frumusețea pura mamei sale, începuse acum să fie cunoscută sub numele de frumoasa Remedios. În ciuda timpului, a supărărilor dese, a doliilor multiple și suprapuse, Ursula nu voia să îmbătrânească. Ajutată de Santa Sofia de la Piedad, dădu un nou avânt comerțului de patiserie și nu numai că recuperă în câțiva ani averea pe care fiul ei o cheltuise în război, ci umplu din nou cu aur curat troacele îngropate în odaie. Atât timp cât Dumnezeu mă va ține în viață, obișnuia să zică,
Nu vor lipsi bani în casa asta de nebun. Aceasta era situația atunci când Aureliano José dezertă din armata federalistă din Nicaragua, se înrolă în echipajul unui vas german și curând își făcu apariția în bucătăria casei, voinic, ca un cal, brun și păros, ca un indian, hotărât în sinea lui să se căsătorească cu Amaranta. Când Amaranta îl văzu intrând, fără ca el să fi spus nimic, ghici de îndată pentru ce s-a întors. La masă nu cutezară să se privească în față, dar la 2 săptămâni după reîntoarcere, în prezența ursulei, o fixă pe Amaranta și, privind-o drept în ochii, zise: N-am încetat să mă gândesc mult la tine. Amaranta îl ocolea. Se ferea de întâlnirile întâmplătoare. Făcea în așa fel încât să nu se despartă de frumoasa Remedios. În ziua în care nepotul ei o întrebă până când are de gând să mai poarte banda neagră la mână, ea interpretă întrebarea ca pe o aluzie la fecioria ei și roșeața care îi îmbujoră obrajii o indignă. La sosirea lui, începu să-și închidă cu zăvorul camera, dar s-au scurs atâtea nopți în timpul cărora îi auzea sfărăitul liniștit în camera vecină, încât până la urmă renunță la această precauție. Într-o dimineață, cam la 2 luni după întoarcere, îl auzi intrând în camera ei. Și atunci, în loc să fugă, în loc să strige, așa cum prevăzuse că va face, se lăsă năpădită de o dulce senzație de odihnă. Îl simți strecurându-se sub plasa patului, așa cum făcea când era copil, așa cum făcuse dintotdeauna, și nu putu să-și oprească sudorile reci și clănțănitul dinților când își dădu seama că era complet gol. Du-te, murmură ea, cu glasul înăbușit de curiozitate. Du-te sau țip! Însă Aureliano José știa acum ce avea de făcut, deoarece nu mai era un copil care se teme de întuneric, ci un animal de cazarmă. Din noaptea aceea reluară luptele surde, fără sfârșit, care se prelungeau până în zori. Sunt mătușa ta, murmură Amaranta, istovită. E ca și cum aș fi mama ta, nu numai ca vârstă, ci și pentru că singurul lucru pe care nu l-am făcut a fost să te alăptez. Dimineața Aureliano dispărea și revenea a doua zi înainte de zorii zilei, de fiecare dată tot mai ațâțat când constata că ea nu mai pusese zăvorul. Nu încetase nici o clipă să o dorească. O regăsea în odăile întunecoase din satele cucerite, mai ales în cele mai abjecte, și recunoștea prezența în mirosul de sânge închegat, de pe pansamentele răniților, în acea groază instantanee de a fi în pericol de moarte, oricând și oriunde. Fugise de ea, încercând să-i șteargă amintirea nu numai prin depărtare, ci și printr-o încrâncenare sălbatică, nestăpânită, pe care camarazii lui de arme o socoteau temeritate, dar cu cât îi tăvălea chipul prin scursorile războiului, cu atât semăna războiul mai mult cu Amaranta. Îndura astfel surghiunul, căutând ocazia de a o ucide cu propria moarte, până în ziua când auzi, istorisindu-se, vechea poveste a bărbatului care se căsătorise cu una dintre mătușile lui, care, în afară de asta, îi era și verișoară și al cărui fiu era propriul bunic. Poți să te căsătorești cu una dintre mătușile tale? Întrebă el cu mirare. Nu numai că se poate, îi răspunse un soldat, dar noi ducem acest război împotriva preoților tocmai pentru a obține dreptul de a te însura cu cine-ți place. După 15 zile,
dezertă. O găsi pe Amaranta mai veștejită decât în amintirea sa, mai melancolică și mai rușinoasă și trecută de culmea maturității, însă mai înfierbântată decât oricând în bezna odăi ei, mai ațâțătoare ca oricând în felul agresiv prin care îi se împotrivea. Nu ești decât o brută, îi zise Amaranta, încolțită de haita lui de buldogi. Nu-i adevărat că poți să procedezi astfel cu o biată mătușă, afară doar de faptul când ai o dispensă specială de la papă. Aureliano promise să meargă la Roma, promise să colinde Europa în genunchi și să sărute sandalele suveranului pontif, numai ca ea să-și lase în jos punțile. Nu e vorba numai de asta, îi răspunse Amaranta, ci și că se nasc copii cu coadă de purcel. Aureliano rămase surd la toate argumentele. Măcar de s-ar naște, răspunse el, implorând-o. Într-o dimineață, înainte de revărsatul zorilor, biruit de durerea insuportabilă a bărbăției sale stăpânite, se duse la Catarino. Găsi o femeie cu sânii fleșcăiți, tandră și ieftină, care îi potoli poftele pentru câtva timp. Încercă să se poarte disprețuitor față de Amaranta. O zărea în verandă, cosând la o mașină cu manivelă, de care învățase să se servească cu o îndemânare admirabilă și nu-i adresa nici măcar o vorbă. Amaranta se simție liberată de o povară și nici ea nu înțelese pentru ce începu de atunci să se gândească din nou la colonelul Herineldo Marquez, pentru ce își amintea cu atâta dor de seriile pe care și le petreceau jucând dame și pentru ce ajunse să-l dorească tovarăș de pat. În noaptea în care, nemai putând îndura comedia indiferenței, se întoarse în camera Amarantei, Aureliano José nu-și închipuia cât de mult teren pierduse. Ea îl respinse cu o hotărâre fățișă pe care nimic n-ar fi putut-o încovoia și trase definitiv zăvorul dormitorului. La câteva luni după întoarcerea lui Aureliano José, se prezentă în casă o femeie exuberantă, parfumată cu iasomie, însoțită de un copil de 5 ani. Susținea că este fiul colonelului Aureliano Buendia și că l-a adus pentru a-l boteza Ursula. Nimeni nu se îndoia de originea acestui copil fără nume. Semăna leit cu colonelul la vârsta când fusese dus să facă cunoștință cu gheața. Femeia povesti că s-a născut cu ochii mari deschiși, privindu-i pe toți cu o privire de om mare care părea că-i judecă și că felul cum fixa fiecare lucru fără să clipească o înspăimânta. Îi seamănă întru totul, zise Ursula. Singurul lucru care îi lipsește este acela de a răsturna scaunele numai privindu-le. L-au botezat cu prenumele de Aureliano, însă cu numele mamei sale, deoarece legea nu-i îngăduia să poarte numele tatălui înainte ca acesta să-l fi recunoscut. Generalul Moncada i-a fost naș. Amaranta stărui mult pentru a îl încredința ei să-l crească, dar mama se împotrivi. Ursula nu cunoștea încă obiceiul de a se trimite fecioarele în camera războinicilor, așa cum se slobozeau găinile la cocoșii de rasă, dar în cursul acelui an a avut tot răgazul să afle. Alți 9 fii ai colonelului Aureliano Buendia au fost aduși în casă spre a fi botezați. Cel mai mare, cu pielea cafenie, cu ochii verzi, straniu, nu avea nimic comun cu familia tatălui și era trecut de 10 ani. Au fost aduși copiii de toate vârstele, de toate culorile, însă toți băieți și având un aer de însingurare care te împiedica să le pui
la îndoială consanguinitatea. Numai doi se deosebeau de ceilalți. Unul prea mare pentru vârsta lui, care sfărâma vazele de flori și farfuriile, mâinile lui părând că au darul de a zdrobi tot ce atingeau. Celălalt era blond cu aceiași ochi albaștri ca mama lui și căruia îi lăsaseră părul lung și buclat ca unei fetițe. Intră în casă cu cea mai mare familiaritate, ca și cum ar fi crescut acolo. Se îndreptă direct spre un cufăr mare așezat în camera ursulei și ceru: "Vreau dansatoarea cu arc." Ursula se înfricoșă. Deschise cufărul, scormoni printre obiectele foarte vechi și colbăite de pe vremea lui Melciade și găsi înfășurată într-o pereche de ciorap dansatoarea cu arc pe care Pietro Crespi o adusese într-o zi în casă și de care nimeni nu-și mai amintea. În mai puțin de 12 ani, botezară cu prenumele de Aureliano și cu numele mamei respective, pe toți copiii pe care colonelul îi semănase în lungul și în latul tuturor câmpurilor de luptă, adică 17. La început, Ursula le umplea buzunarele cu bani, iar Amaranta încerca să-i rețină. Dar până la urmă se mărginiră să le facă un dar și să le fie nașe. "Ne facem datoria botezându-i," zicea Ursula, însemnând într-un caiet numele și adresa fiecărei mame și locul și data nașterii fiecărui copil. "Aureliano trebuie să știe bine socotelile, așa că va da el însuși dispoziții când se va întoarce." În cursul unui prânz, discutând cu generalul Moncada despre această proliferare nemaipomenită, îi împărtăși dorința de a-l vedea pe colonelul Aureliano Buendia, întorcându-se într-o bună zi și adunându-i acasă pe toți fiii lui. "N-ai nicio grijă cu mătră," zise generalul Moncada cu un aer enigmatic. "Se va întoarce mai curând decât îți închipui." Ceea ce generalul Moncada știa, dar nu voise să destăinuiască în cursul acelui prânz, era faptul că Aureliano Buendia era pe drum, gata să se pună în fruntea răscoalei celei mai îndelungate, mai radicale și mai sângeroase stârnite până atunci. Situația devenise tot atât de încordată ca în cursul lunilor care precedaseră primul război. Luptele de cocoș, pe care le însuflețea primarul în persoană, fură suspendate. Capitanul Achilles Ricardo, comandantul garnizoanei, luă de fapt asupra sa puterea municipală. Liberalii îl semnalară ca provocator. "Are să se întâmple ceva îngrozitor," îi spunea Ursula lui Aureliano José. "Nu ieși din casă după ora 6 seara." Erau rugăminți zadarnice. Aureliano José, ca și Arcadio în alte vremuri, încetase să-i mai aparțină. Era ca și cum întoarcerea la vatră, posibilitatea de a trăi fără să ai necazuri din pricina nevoilor zilnice, treziseră în el aceleași porniri ale poftelor și aceeași nepăsare ca la unchiul său, José Arcadio. Pasiunea lui pentru Amaranta se extinse fără să lase urme. Își pierdea vremea fără rost, jucând biliard, alinându-și singurătatea cu femei de ocazie, scormonind ungherele prin care Ursula uitase că și-a ascuns banii. Ajunse în cele din urmă să nu mai dea pe acasă decât atunci când îi trebuiau rufe curate. "Toți sunt la fel," se tânguia Ursula. "La început n-ai nicio supărare crescându-i. Sunt ascultători și serioși. Par în stare să ucidă o muscă, dar de îndată ce le crește barba, se aruncă în pierzanie."
Spre deosebire de Arcadio, care nu și-a cunoscut niciodată adevărata filiație, el aflase că e fiul lui Pilar Ternera, care întinsese un hamac la ea acasă, ca el să vină acolo să se odihnească după amiaza. Erau mai mult decât mamă și fiu, complici în aceeași însingurare. Pilar Ternera pierduse orice pic de nădejde. Râsul ei dobândise sonoritățile unei orgi. Sânii îi căzuseră de atâtea plictisitoare mângâieri întâmplătoare. Pântecele și coapsele ei erau victimele irevocabilului destin de femeie împărțită, însă inima ei îmbătrânea fără amărăciune. Obeză, bârfitoare, plină de vanitățile unei matroane disgrațiate, renunță la iluziile sterile ale cărților de joc și găsi un liman de mângâiere în amorurile altora. Sub același acoperiș unde Aureliano José își făcea siesta, tinerele fete din împrejurimi își primeau iubiții de o clipă. Îmi împrumuți camera, Pilar, îi spuneau ele simplu după ce erau deja înăuntru. Desigur, răspundea Pilar, iar dacă era cineva pe acolo, îi explica. Sunt fericită să-i știu pe oameni fericiți în patul meu. Niciodată nu admitea să-i se plătească pentru aceste servicii. Niciodată nu refuza această favoare, după cum nu le-o refuza niciodată nenumăraților bărbați care o mai căutaseră până în amurgul maturității ei, fără să-i dea bani, nici dragoste, ci doar uneori plăcere. Cele 5 fete ale ei, moștenitoare ale unei semințe atât de fierbinți, se pierduseră încă din adolescență prin hățișurile vieții. Din cei 2 băieți pe care ajunsese să-i crească, unul murise luptând în trupele colonelului Aureliano Buendia, celălalt fusese rănit și prins la vârsta de 14 ani, în timp ce voia să jefuiască un coteț de găini dintr-un sat de lângă Mlaștin. Într-un anumit fel, Aureliano José era acel bărbat înalt și brunet pe care timp de jumătate de viac îl vestise regele de cupă și care, ca toate ființele prevestite de cărți, a ajuns până la inima ei când era însemnat deja cu semnul morții. Îl desluși în cărțile de joc. Nu ieși noaptea asta, îi zise. Rămâi și dormi aici. Carmelita Montiel nu știe cum să mă roage ca să o las în odaia ta. Aureliano José nu înțelese rugămintea pe care o ascundea în fond această propunere. Spune-i să mă aștepte la miezul nopții, zise el. Se duse la teatru, unde o trupă spaniolă anunțase piesa Pumnalul lui Zorro, care în realitate era opera lui Zorila, Pumnalul lui Godot, cu numele schimbat din ordinul capitanului Achilles Ricardo, pentru că liberalii îi porecleau pe conservatori goți. Abia în clipa când a prezentat biletul de intrare, îl zări Aureliano José pe capitanul Achilles Ricardo, însoțit de 2 soldați înarmați cu puști, care îi percheziționa pe spectatori. Luați seama, capitane, îl avertiză Aureliano José, nu s-a născut încă omul care să pună mâna pe mine. Capitanul încercă să-l percheziționeze cu forța. Însă Aureliano José, care nu era înarmat, o luă la fugă. Soldații nu se supuseră ordinului de a atrage. E un Buendia, explică unul dintre ei. Orbit de mânie, capitanului smulse pușca din mâini, se duse în mijlocul străzii și ținti. Bandă de codoși,
urlă el. Măcar de ar fi colonelul Aureliano Buendia în persoană. Carmelita Montiel, o fecioară de 20 de ani, se îmbăiase în apă cu flori de portocal și tocmai împrăștea frunze de rozmarin pe patul lui Pilar Ternera, când răsună detunătura. Aureliano José era sortit să cunoască cu ea toată fericirea pe care i-o refuzase Amaranta, să aibă 7 fii și să moară de bătrânețe în brațele ei. Însă glonțul, care îi pătrunse prin umăr și ciopârții pieptul, era dirijat de o interpretare greșită a cărților. Capitanul Achilles Ricardo, care de fapt era cel care trebuia să moară noaptea aceea, a pierit într-adevăr cu 4 ore înaintea lui Aureliano José. Abia izbucnise detunătura că îl și doborâră două gloanțe simultane, a căror origine nu s-a stabilit niciodată, și un strigăt unanim zgudui noaptea. Trăiască Partidul Liberal! Trăiască colonelul Aureliano Buendia! La miezul nopții, când lui Aureliano José îi se scursese ultima picătură de sânge și Carmelita Montiel nu-și găsi în cărți decât un viitor în alb, peste 400 de oameni se perindaseră prin fața teatrului și își descărcaseră revolverele în cadavrul părăsit al capitanului Achilles Ricardo. A fost nevoie de o patrulă întreagă pentru a depune într-o căruță trupul greu de plumb care se desfăcea ca pâinea înmuiată. Înfuriat din pricina matrapazlăcurilor armatei regulate, José Raquel Moncada mobiliză toate influențele sale politice, îmbrăcă din nou uniforma și luă în mâinile sale comandamentul civil și militar la Macondo. Nu spera de bună seamă ca atitudinea împăciuitoare să reușească să împiedice inevitabilul. Luna septembrie a fost plină de știri contradictorii. În timp ce guvernul anunța că stăpânește situația în țara întreagă, liberalii erau informați în secret despre existența răscoalelor armate din interior. Regimul nu voia să admită starea de război, până în ziua în care s-a proclamat public că o curte marțială îl judecase pe colonelul Aureliano Buendia în contumacie și îl condamnase la moarte. S-a dat ordin ca prima garnizoană care îl va captura să execute sentința. Asta înseamnă că s-a întors. Se bucură Ursula față de generalul Moncada. El nu știa însă nimic. De fapt, colonelul Aureliano Buendia se afla în țară de peste o lună, precedat de zvonuri contradictorii, presupus a fi în același timp în locuri diametral opuse, generalul Moncada însuși nu crezu în reîntoarcerea lui decât atunci când s-a anunțat oficial că ar fi pus stăpânire pe două state de pe litoral. Felicitările mele, cu mătră, îi zise Ursulei, arătându-i telegrama. În curând îl veți avea aici. Un lucru o preocupa atunci pe Ursula pentru prima oară. Dar dumneavoastră, ce veți face dumneavoastră cu Metre? Întrebă ea. Generalul Moncada își pusese și el această întrebare de mai multe ori. Același lucru ca el cu mătră, răspunse el. Voi face datoria.